Datele actuale ale Direcției de Sănătate Publică Maramureș arată că 38% din populația municipiului Baia Mare este vaccinată cu schema completă. Peste 40.000 de persoane au beneficiat de vaccinul Pfizer, în timp ce altor aproape 14.000 li s-a administrat vaccinurile Johnson, AstraZeneca și Moderna. În municipiul Sighetu Marmației, 40% din populație are schema completă de vaccinare. Pentru că numărul cererilor este în creștere, au fost comandate alte 20.000 de doze, explică directorul DSP Maramureș, dr. Areș Pop. Am comandat conform programărilor care există în platforma de programări, o cantitate incomparabil mai mare decât erau săptămânile trecute când făceam aprovizionarea de la Centrul Regional de Stocare de la Cluj. Avem o cantitate de aproximativ 20.000 de doze de vaccin care vor fi aduse astăzi în județ. Noile doze de vaccin vor ajunge la toate cele 12 centre de vaccinare deschise în județul Maramureș. De asemenea, de săptămâna viitoare vor fi echipe mobile în localitățile din mediul rural, acolo unde vor exista cereri și în comunitățile neacoperite cu medici de familie. Toate centrele de vaccinare sunt deschise în județul Maramureș, care le-am avut încă de la începutul campaniei de vaccinare, cu fluxuri deschise pentru toate tipurile de vaccin. Unde 3 sunt în oraș, iar unul în cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare. În Maramureș există câte un centru de vaccinare în Seini, Ulmeni, Șoncuta, Târgu Lăpuș, Sighet, Vișeu de Sus, Borșa și Baia Sprie.